Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție Face Press aici la Neptun TV și Radio Dobrogea. În această dimineață, Hristos a înviat, vă spunem până la înălțare cel puțin, vă spunem creștinește, dar avem Parlament European. Asta este subiectul primei părți a emisiunii, contează foarte mult pentru că viața noastră a românilor, o să vedeți, depinde sau va depinde din ce în ce mai mult de ceea ce se întâmplă la Bruxelles. Așadar, avem estimări, rezultate alegeri europarlamentare, alianța PSD-UNPR-PC câștigă peste 40% din voturi, între 41% și 43%, funcție de estimări. Pe locul 2, PNL, între 13,3% și 14,9%, PDL, între 10% și 12%, urmează, apoi... Ce urmează? Urmează UDMR cu 7%, PMP cu 7,2% și marea surpriză a alegerilor, Mircea Diaconu, independent, singurel, în jur de 5% îl creditează toate firmele astea care au făcut exit pool-uri. E vorba de mandate, că până la urmă discutăm în mandate, adică procentele contează mai puțin. Câte mandate de europarlamentar au obținut forțele politice românești pe baza exit poll-urilor? Încă nu avem rezultatele finale, probabil în cursul zilei de azi o să înceapă să apară mai întâi rezultate parțiale, poate vin și cele finale. Alianța PSD-UNPR-PC 16 mandate, spun simulările, PNL 6 mandate, PDL 4, UDMR 3, PMP 2 și unul, independentul Mircea Diaconu. Aceștia sunt europarlamentarii români, conform estimărilor pe care îi vom trimite la Bruxelles. Ce vor face ei însă la Bruxelles? Ei la Bruxelles se întâlnesc cu alți colegi europarlamentari, sunt vreo 700 și ceva. La nivel european ne interesează foarte mult care este structura europarlamentului. Tot pe baza simulărilor, presa relatează că structura Parlamentului European ar arăta cam în felul următor. Partidul Popular European, PPE, ar obține 212 mandate. Socialiștii câștigă 185 de mandate. Foarte interesant, eurofobii, deci cei care sunt eurosceptici și contra Uniunii Europene, deci chiar dușmanii, cum ar veni de nedeclarați ai Parlamentului European, sau cel puțin opozanții, dacă vrem să ne exprimăm mai elegant, eurofobii câștigă 140 de mandate. Destul de importantă cifra. Mă rog, se presupune și că avem o victorie a unei tabere. Candidatul conservatorilor europeni la președinția Comisiei Europene, luxemburghezul Jean-Claude Juncker, ar fi câștigat și președinția Comisiei Europene. Liberalii, al treilea grup europarlamentar, 71 de eurodeputați, Verzii, 55. Și cam asta este structura Parlamentului European. Stânga radicală obține un plus de 10 locuri. Cele patru grupuri pro-europene au pierdut 523 de au pierdut niște mandate față de 612, au câștigat 523, multă matematică, în fine. Ideea este că este în creștere așadar extremismul și eurofobia. O să fie foarte interesant. O să începe să semene cam Parlamentul român când se mai ceartă ai noștri, știi? Iese călăgie, nu știu ce pe acolo, scandal. Sau, Doamne ferește, să ajungem la alte parlamente unde mai vezi înregistrări cu bătăi, așa, la fizic, în sensul fizic vorbind, bătăi în toată regula. Adică politica e așa de ispititoare pentru unii că îi e în stare să-i ducă și la acte de violență. Cum stăm cu prezența la vot ne interesează? În România se estimează că prezența a fost mai bună ca data trecută. Data trecută în 2009 am avut 25%, acum vreo 30%
și 2% dintre români, spun estimările, ar fi ieșit la vot. Cea mai mare prezență la vot în Europa s-a înregistrat în Belgia și Luxemburg. 90% dintre cetățeni au ieșit. Bine, gândindu-ne că Luxemburg e un stat cât să zicem noi de mare așa. Cam cât e Luxemburg. E un stătuleț acolo. Pui trei Constanța una lângă alta sau din București mai măricel așa și cam obții Luxemburgul. La polul opus, Cehia și Slovacia, unde europenii nu prea s-au omorât cu votul. Cehia 19%, Slovacia 13%. La noi a crescut. Poate că România au început să înțeleagă faptul că europarlamentarele astea nu sunt numai așa un joc de încălzire cum ar veni pentru alegeri locale, deși mai toți politicienii o văd așa, o să vedem din declarațiile politicienilor, dar nu e numai atât, pentru că în Europa se decid lucruri care într-un fel sau altul ne afectează, nu numai în sens negativ, trebuie să înțelegem chestia asta, uneori și în sens pozitiv, dar sigur, rămâne să vedem ce se va întâmpla. Și că vorbeam de declarațiile politicienilor, sigur, ei văd mai mult alegerile astea ca un fel de încălzire, ca un fel de alegeri de mâna a doua pentru ce urmează să se întâmple, că noi mai avem o tură de alegeri anul ăsta, nu? Parcă trebuie să alegem președintele. Și atunci fiecare au făcut declarații în sensul ăsta. Puțin s-a vorbit despre ce înseamnă nou Parlament European, ce priorități avem. Mi-a plăcut și mie o declarație, trebuie să vă spun, altele nu mi-au plăcut. Asta e problema mea, nu o să mă apuc acum să spun eu pe post de cine nu mi-a plăcut. Dar mai întâi să începem cum e și normal cu șeful statului, care zice că el a votat pentru un partid nou. Asta este, adică fiecare înțelege ce, sau spune ce crede. Asta a fost pentru... De altfel, domnul președinte Traian Băsescu s-a afirmat clar ca susținător al unui partid politic, nu mai e nevoie. Am avut și știre că are voie să facă treaba asta, i-a spus Curtea Constituțională. Apoi a urmat premierul, avem un scurt video cu premierul României, Victor Ponta, care a făcut declarații după ieșirea de la vot. Hai să vedem. În jurul orei 10, premierul Victor Ponta și soția sa, Daciana Sârbu, alături de fiica lor Irina, au venit să voteze la școala 17 din capitală. Miza, spune, este extrem de importantă. Cred că și Europa și România se vor schimba în bine. Cu siguranță toți cei care doresc să fie implicați în Europa și în România vor veni la vot. E extraordinar de importantă cine va conduce Europa următorii 5 ani, cine va conduce România. Am votat cu convingerea că se pot face lucruri minunate pentru țara noastră. Dacă Daciana Sârbu a mers la secția la care era arondată, premierul Victor Ponta a ales să voteze pe liste suplimentare pentru care domiciliul în Gorj și Mircea Diaconu, candidatul independent pentru alegerile europarlamentare, a venit să-și exercite dreptul constituțional. Cetățenii hotărăsc. Asta este victoria. Dacă e a lor, ei fac ceva. Eu nu fac nimic. Nu am exercitat doar dreptul de vot, care e unul singur. Restul, dacă ei vor avea o părere, o opinie, o mandatare, o execut. La urne s-au prezentat și liderul PDL Vasile Blaga, dar și deputatul Elena Udrea. Am votat pentru viitorul european al României, pentru viitorul fiecărui cetățean al acestei țări. Europa în fiecare casă înseamnă bunăstare în fiecare casă. Până la urmă, mai mulți bani pentru școli, pentru spitale, pentru drumuri. Am votat cu gândul la viitorul pe care îl am în minte de 10 ani de când fac politică și sunt convinsă că vom ajunge să trăim și așa cum ne dorim cu toții. Am votat pentru energie, pentru tinerețe. Tot în capital a votat și președintele PNL Crin Antonescu. Am votat pentru cea mai bună echipă, pentru cel mai bun program. Parlamentul European va fi o instituție și mai puternică și mai importantă pentru viața noastră tuturor de acum încolo. Candidatul pentru Parlamentul European, Corina Crețu, a mers la vot la Cluj îmbrăcată cu oie. Votăm în primul rând pentru o Românie puternică, într-o Europa puternică, o Europa care să fie mai aproape de nevoile cetățenilor, să depășească această perioadă de austeritate care a produs atâta suferință. La urne au mai venit liderul PC Daniel Constantin, președintele UDMR Kelemen Hunor, ministrul sănătății Nicolae Bănicioiu, dar și primarul sectorului 4 Cristian Popescu Piedone.
Dar două update-uri vreau să fac la știrile astea. Mai întâi, după, mă rog, exit poll-urile de aseară, premierul Victor Ponta a ieșit într-o scurtă conferință de presă și a zis un lucru, știrile nu l-au sesizat, m-am căznit, am căutat în toate știrile presa românească, uneori uită să spună și ceea ce este esențial. Premierul a zis că merge în Europa echipa dumnealui PSD, PC și cine mai e? PSD, PC și UNEPR, ca să fim independenți politic, așa. A spus că merge în Europa apărând următoarele valori: familia, armata, biserica. Declarația asta n-am prea văzut-o în presă, dar premierul a spus-o în contextul în care este conștient faptul că extremismul și eurofobia care este în creștere în Europa va duce la această exacerbare a drepturilor omului și, bineînțeles, se pune, vedeți, problema familiei, de aici se ajunge la credință, valori religioase și așa mai departe, creștinism. Și dacă tot vorbim de creștinism, presa, în schimb, ne relatează că a votat și prea fericitul părinte Patriarh Daniel, n-a făcut nicio declarație, pentru că înainte de alegerile electorale, sinodul bisericii a dat, înainte de alegeri, sinodul BOR a dat un comunicat de presă în care a îndemnat pe credincioși să voteze pe cei care susțin valorile creștine și, prin urmare, n-a vrut Patriarhul să vorbească altceva decât ce a zis Sfântul Sinod, dar a votat, presa a consemnat acest lucru, iată, și Patriarhul votează pentru cei care au întrebarea asta. Și primarul nostru a votat, așa că hai să vedem ce spune și primarul Radu Mazăre. Avem un scurt video. Revenim. Primarul spune că a votat pentru un port al Constanței, așa cum este în Europa. Și mai exact, pentru cine vrea să fie ca în Europa. Adică cine vrea ca portul să fie al autorităților locale parțial, așa cum e în Europa. Nu pentru cine zice că e european și vrea să facă altfel, să-l țină pentru milionari. Deci, noi rămânem în zona noastră. Bine, unora li s-ar putea părea ciudată declarația primarului. Ce are, domnule, portul Constanța cu Europa? Păi are, că dacă ne aducem aminte, ministrul de externe, Titus Corlățean, și ministrul transporturilor, Dan Șova, au spus că pentru că e discuția asta între autoritățile locale și, mă rog, cei din port, cu administrația, cu procente, cu preluare de acțiuni, nu știu ce, au zis, domnule, noi întrebăm la Europa. Întrebăm la Europa dacă e corect ceea ce vrem să facem. Prin urmare, vedeți, semnalul tot de acolo vine. Deci tot de acolo vine semnalul. Dacă Europa va zice, da, domnule, e ok să faceți transferul ăsta de acțiuni, nu vedem nicio problemă, se va putea face mult mai liniștit. Dacă zice Europa că nu e ok, atunci nu se va face, că poți să faci ceva anti-european câtă vreme ești în Uniunea Europeană. Da, și mai departe, un lucru însă foarte interesant, asupra căruia trebuie să medităm, este următoarea declarație a lui Dorin Cioabă. Dorin Cioabă, cine este Dorin Cioabă? Autointitulatul rege internațional al romilor, a mers și el la secția de votare, și la ieșire a spus o declarație care mie înstrânește foarte multe gânduri. Ar trebui să ne stârnească tuturor. Noi știm bine că România are o problemă demografică, știm bine că această etnie este în creștere din punct de vedere numeric, și zice Cioabă în felul următor: în lipsa unui parteneriat politic, romii nu oferă voturile nimănui, anulându-le. Să traducem pe românește? Pe românește, domnul Dorin Cioabă a zis în felul următor: romii vor să fie parteneri politici. Asta este afirmația. De fapt, de azi înainte, nu mai vorbim de etnia romă ca o etnie a nimănui, care face ce vrea și ei sunt așa cu distracția, cu muzica, cu lăutăria, cu partea asta artistică a vieții. Nu. Romii vor să intre serios în parteneriate politice pentru că încep să conteze ca număr de voturi. Eu, dacă stau bine să mă gândesc, cred că numărul de romi în România îl bate lejer, sau poate nu acum, dar în viitorul oarecum mediu, cred că îl va bate lejer pe numărul de etnici maghiari. Numerele astea două vor începe să fie din ce în ce mai așa, distanțate. Da, hai, revine materialul cu primarul, cu sunet de data asta, că am înțeles că nu s-a auzit. Eu n-am auzit nimic, cel puțin. Hai să auzim. Ia.
Puțin după ora 12, primarul Radu Mazăre a ajuns la secția de votare de la școala 24 din Constanța. 6 tineri în costumație armi și cu berete roșii l-au însoțit spre cabina de vot. Am ales une asistente care să vină cu mine la vot și mai am niște asistente care să vină diseară atunci când o să premiez echipajele velierelor. Știi când o să stea lucrurile altfel în România? Știți cu toții când o să scăpăm de... Primarul a spus că a venit alături de fete tocmai pentru a face educație civică tineretului. O să mă duc după. Aici în Constanța? Desigur. Urmez exemplul domnului primar? Cu siguranță. Radu Mazăre a adăugat că toți constanțenii ar trebui să se prezinte la urne pentru a vota pentru ei, dar și pentru a-l ajuta pe el să dezvolte orașul. Votez pentru Constanța, pentru un port al Constanței, așa cum este în Europa și mai exact pentru cine vrea să fim ca în Europa. Adică cine vrea ca portul să fie al autorității locale, parțial, așa cum e în toată Europa. Nu pentru cine zice că e european, ci vrea să facă altfel. Da, asta este. Deci, declarațiile liderilor noștri ne demonstrează faptul că, așa cum este oarecum normal în lumea politică, ei se bat pentru interesele grupărilor politice pe care le reprezintă. Fiecare cu ce are în program, au tendința asta de a trage lucrurile mai mult spre partea românească, spre interesul național. Ați auzit și referiri la latura europeană, dar într-un fel o să dispară încet, încet concepția asta că alegerile europarlamentare sunt numai niște alegeri de încălzire și sper să dispară, pentru că, așa cum vă spuneam, deciziile la nivel european vor conta din ce în ce mai mult. Și în Europa se vede treaba asta, ați văzut tot felul de cifre. Hai să luăm pauză și revenim în partea a doua, că mai avem subiecte pentru astăzi la FacePress foarte multe. Revenim la FacePress în această dimineață de luni 26 mai. Am avut regata Mării Negre. Partea de, cum este, partea de est a orașului a fost sufocată. Zeci de mii de constanțeni au fost la regata Mării Negre, au fost pasionați să vadă velierele. Avem un scurt material video, au fost și premiate echipajele și velierele. Video și revenim. Ia să vedem. O mare de cadeți militari și marinari civili au umplut centrul municipiului Constanța. Participanții regatei Mării Negre au defilat în ritmul fanfarei spre deliciul a sute de turiști și constanțeni care i-au încurajat frenetic. Sunt extraordinar de frumoși, extraordinar de frumoși! Bravo! Bravo, Mircea! Parada a fost precedată și de o defilare a unor mașini de epocă. Șoferii lor au străbătut stațiunea Mamaia înainte de a ajunge în portul Constanța. De la München, din Germania, suntem cu retromobilul nostru. Suntem membrii acestui club din România și venim cu mare drag. Mașinile sunt super. Te uiți la ele și te gândești când te faci mare, o să vrei și tu așa. Cele 13 echipaje care au participat la regata Mării Negre au primit cupe și medalii din partea autorităților și organizatorilor evenimentului. Primarul Radu Mazăre a îmbrăcat costumul unui amiral și a oferit bricului Mircea medalia de aur a Constanței la aniversarea 75 de ani de activitate. Am făcut și eu practică pe această navă și pentru cei care nu știu pot să le spun că se doarme în hamac, în sala de mese. Se strâng mesele și apoi se întind hamacele deasupra. Și atunci când dorm în hamac, visez la frumusețile care mă înconjoară. Evenimentul e spectaculos pentru Constanța. Ne ridică undeva la nivelul țărilor cu tradiție în navigație. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii care merg pe mare pentru că au o doză de bărbăție și de curaj. De ce ați renunțat la cariera, mă rog, de marinar? De marinar? Da. Ca să vă fac orașul frumos. Competiția de la Constanța este poate cel mai important eveniment din domeniu care a fost organizat vreodată în țara noastră. Da.
Într-adevăr, multă lume, ieri și alaltăieri, cel puțin zona poarta 2, poarta 1, a fost sufocată de constanțenii care au venit să admire velierele, mașinile retro, tot acest spectacol de tehnologie până la urmă. Vapoarele au, vă spuneam, corăbile astea cu pânze, au farmecul lor. Nu știu dacă a fost un moment în care și-au desfăcut pânzele. Nu, n-am înțeles din presă dacă a fost un astfel de moment, dar dacă nu s-a întâmplat, era bine să se întâmple. Sunt foarte frumoase vapoarele când au velele deschise, dar, sigur, chiar și cu ele închise, poți să admiri tehnologia. Asta era, să știți că nu degeaba oamenii mari erau și oameni credincioși. Să stai pe mare la forța, la discreția forțelor naturii, nu e chiar așa de simplu, mai ales cu tehnologia de atunci. Sigur, acum ni se pare că e oarecum. Dar așa cum, dacă filmezi o furtună de aia de grad 7, 8, 9 și vezi cum intră vaporul aproape jumătate în apă, așa vine valul și nu e chiar simplu. Da, marinarii sunt oameni curajoși, a zis și primarul nostru, care a făcut școala de marinărie. Mergem mai departe, apa ne face și probleme, nu are numai frumusețe. Dunărea face prăpăd în județul Constanța, spune presa locală. Sute de hectare de terenuri agricole, zeci de hectare de păduri și pășuni au fost inundate în ultimele zile de Dunărea, care se revarsă, Dunărea umflată. Apele fluviului au ajuns la Hârșov, Dunăreni, Ostrov, Topalu, Ghindăreș și Seimeni. Autoritățile județene și locale sunt în alertă și monitorizează permanent situația. Sunt afectate 531 hectare teren agricol, 34 hectare de pădure, 78 de hectare de pășune, 15 grădini. Cea mai gravă situație pare să fie la Hârșova, unde apa a inundat 500 hectare de teren, 30 de hectare de pășune și fânețe, 30 de hectare de pădure de puieți. Inundații sunt și la Dunăreni, la Ostrov, la Topalu, la Ghindărești, la Seimeni. Digul de apărare de la Rasov a fost consolidat pe o lungime de 450 de metri, a fost înălțat. S-au folosit 1800 de saci, folie, sârmă, sfoară, multe, multe detalii. Și în continuare fluviul este monitorizat. Situația va dura această viitură pe Dunăre, ea nu va dispărea cu una, cu două, și prin urmare trebuie să fim foarte atenți. Mergem puțin la actualitatea externă, pentru că situația Rusia-Crimea este din ce în ce mai interesantă. Mai întâi suntem informați că Rusia va face două zboruri de observații în spațiul aerian al României și Ungaria între 25 și 31 mai, adică începând de ieri. Cum vine asta cu zbor de supraveghere? Da, e zbor de supraveghere. Rusia face parte dintr-o grupare, o grupare care a aderat la tratatul Cer Deschis. Cer Deschis, așa se cheamă. E un tratat în care se permite țărilor să se supravegheze reciproc cum ar veni pentru respectarea unor coordonate. Pentru controlul armelor, extinderea posibilităților de evitare a crizelor și soluționarea situațiilor de criză. Adică, pe principiu, domnule, să vadă și ochii noștri cu ce se ocupă potențialul adversar inamic, cum ar veni. Așa că avioanele rusești vor face zboruri de supraveghere. Partea rusă a stabilit coordonatele de zbor cu România și Ungaria. Experții vor verifica echipamentele de monitorizare și se vor asigura că prevederile tratatului Cer Deschis vor fi respectate. De altfel, s-a întâmplat și de partea cealaltă. În perioada 5-8 mai, o misiune comună Norvegia-Statele Unite a efectuat zboruri de observare în spațiul aerian al Rusiei. Adică și noi, NATO, i-am văzut pe ruși, acum vor și rușii să vadă ce se întâmplă în spațiul NATO la graniță. Tot un subiect fierbinte din zona Rusiei, gazul rusesc. Toată lumea vorbește de gazul rusesc, sesizează ziare.com, dar mai nimeni nu vorbește de petrolul rusesc, mai precis de ce face Rusia în domeniul petrolier. Ceea ce sperie Europa este faptul că Rusia cumpără din ce în ce mai multe rafinării în Europa, ceea ce înseamnă că își consolidează cumva puterea economică în Europa și
Știți cum e cu cuiul lui Pepelea? Povestea cuiului lui Pepelea. Pepelea avea o casă pe care îl tot ruga jupân Arvinte să i-o dea. Până la urmă Pepelea i-a dat casa, dar a zis: domnule, eu vreau cuiul ăsta să rămână aici al meu. Să am eu dreptul să vin la cuiul meu când vreau eu. În rest, ia casa, fă ce vrei cu ea, să fii sănătos. Și după ce au semnat ei actele, a început Pepelea să vină la cuiul lui, dar numai la ore potrivite, ca să zic așa. Venea în toiul nopții, venea când se odihnea jupânar vinte, venea iarna când era fric, venea când vrea el. I-a făcut viața lui Arvinte un chin. Până la urmă Arvinte i-a zis: ia-ți casa și du-te și lasă-mă cu cuiul tău cu tot. Cam așa e și cu povestea asta cu rafinăriile. De exemplu, Lukoil Rusia deține rafinării în Italia, Olanda, Bulgaria și România. Experții Uniunii Europene suspectează că și Gazprom Neft, o companie petroliferă controlată de gigantul Gazprom, Gazprom mai are câteva rafinării. Deci, cuiul lui Pepelea începe să devină rafinăria rușilor. Cam așa ceva. Și un subiect din sport, pentru că suntem constanțeni, ne mândrim și noi puțin, dar nu în sensul, sigur, păcătos al cuvântului, ci în sensul demnității și a bucuriei. HCM Constanța pentru a noua oară este campioana României la handbal masculin. Handbal Club Municipal Constanța a cucerit ieri la Bacău cel de-al 9-lea titlu național din istoria clubului. Felicitări! Am înțeles că atmosfera a fost destul de ostilă, pentru că s-a jucat în deplasare, cum au venit. Oficialii gazdelor au contribuit din plin la începutul partidei, forțele de ordine au controlat gențile jucătorilor constanțeni la intrarea în sală. Mă rog, șicane, să presupun, cam așa. Șicane, oricum, ideea este că nu s-au intimidat sportivii constanțeni și am bătut până la urmă. Am bătut. Obosiți, dar fericiți, titrează cugetul ăsta, nu cugetul, Telegraful de Constanța. A fost un meci extraordinar de greu împotriva unui public numeros. Ușor, ușor însă am început să dăm goluri. Era foarte important pentru noi să ne dăm drumul la joc. A fost și un an foarte obositor, precizează capitanul Laurențiu Tom pe Telegraf. Dar e bine, într-un final constanțenii au cucerit campionatul la handbal masculin. Pauză și venim în partea a treia a Face Press-ului de astăzi. Revenim Face Press, ultima parte din această dimineață de 26 mai. Mergem puțin spre cele mai sufletești și un cuvânt de învățător al Sfântului Maxim Mărturisitorul pe doxologia.ro: păcatul reprezintă zidul dintre noi și Dumnezeu. Foarte interesantă această viziune în care păcatul este un gest, un act duhovnicesc până la urmă, poate să fie și un act social până la urmă, nu-i așa, care te desparte, este un zid între tine și Dumnezeu. Problema este că păcatul face și un zid între tine și oameni, adică orice păcat are și o repercusiune socială. Pe noi asta ne interesează cel mai mult în această emisiune, că ne ocupăm foarte mult cu societatea. Despărțitura este numit păcatul, căci acestea sunt ca un zid pentru noi, că ne folosim de cele sensibile și trupești, fără știința și fără cunoștința duhovnicească, zid care ne separe pe noi de Dumnezeu și ne atâță la păcat. Vreți un exemplu rapid? Uite că l-avem pe presa de astăzi. Papa Francisc și ministrul de externe român Titus Corlățean condamnă împreună atacul criminal comis la Muzeul Evreiesc din Bruxelles. Practic se condamnă antisemitismul și intoleranța. Dom'le, zice și în Scriptură Hristos la un moment dat că vor veni situații, vor veni zile, timpuri în care cel ce ucide pe fratele său crede că va aduce închinare lui Dumnezeu. Asta este extremismul religios nociv. Să crezi că slujești lui Dumnezeu făcând rău semenului tău. Așa ceva nu se poate. Orice religie, orice dogmă, învățătură înseamnă dogmă, orice prescripție religioasă, ce vreți dumneavoastră, canon, nu știu, rugăciune, slujbă, ce vreți, dacă ceva din acestea aduc atingere
aproape lui meu și îi pun în pericol viața, siguranța, libertatea, oricare din darurile cu care și el a fost înzestrat, nu numai eu, ca făptura lui Dumnezeu, atunci aia nu mai este o religie adevărată. E un fariseism, e o idioțenie, e o ideologie criminală care, în loc să te desăvârșească sufletește, te distruge sufletește. De asta, cine violentează, cine face crimă în numele religiei, n-are ce căuta pe câmpul ăsta. Este o folosire, după mine, abjectă a cuvântului Dumnezeu, a cuvântului religie, credință, iubire și tot ce înseamnă chestiile astea. Sunt folosiri nepotrivite. Dacă extremismul te duce să devii neom, ai terminat-o. Nu, aia nu e religie, e cu totul altceva. Și atunci, despre ce este nevoie să vorbim? Despre unitate pentru a rămâne oameni. Pilda samarineanului milostiv, despre asta ne vorbește. Că dincolo de ce credem fiecare dintre noi, binele trebuie făcut aproape lui, în virtutea faptului că noi tocmai creștinii ne socotim chipurile lui Dumnezeu și știm ce sunt și ceilalți oameni, tot chipurile lui Dumnezeu, chiar dacă nu ne împărtășesc aceeași credință. Despre asta ne vorbește pilda samarineanului milostiv, când cel de altă credință a făcut bine celui rănit și aproape mort, căzut între tâlhari. Drept urmare, Agerpresul ne informează că Papa Francisc și Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I, au făcut apel la unitate. Au semnat la Ierusalim o declarație comună prin care pledează pentru unitatea creștinilor. Sigur, vor fi mulți care vor zice, Doamne, că iar uniri de asta forțate cu Biserica Romano-Catolică. Nu, 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 să nu înțelegem așa. Nu e vorba de unire administrativă. E vorba de o unire în atitudine spirituală, în luare de poziție măcar, față de acest întuneric al lumii care vine peste noi zi de zi. Mai cu seamă că în Europa atât catolicii cât și ortodoxii reprezintă o forță impresionantă, care sigur începe să fie încet, încet detronată sau cel puțin la egalitate cu islamul. Dar islamul știm bine că are și părți foarte extremiste. De asta au simțit nevoia să ia atitudine, pentru că Europa văd că doarme. Europa nu vrea să-și pună problema religioasă, deși o vede sub nasul ei. Păi atentatul ăsta asupra muzeului evreiesc din Bruxelles, ce a fost, dacă nu un act religios? Un act fundamentat religios. Dincolo de ideologii politice, de antisemitice, e un act fundamentat religios. De fapt, multe ideologii cu aparență așa de ideologie politică au în spate fundamentări religioase, extremiste, unele. De asta trebuie să fim foarte atenți, pentru că riscăm în numele credinței să ajungem pe teritorii nebănuite. Și ne facem de râs, nu de alta. Adică unde mai este fapta cea bună? Tot în zona asta a motivării religioase rămânem un pic, pentru că, uite, avem o știre pe Telegraf interesantă. Ministerul Sănătății are un proiect de ordin al ministrului prin care vrea să interzică tatuajele și piercingurile orbilor, bolnavilor psihic, gravidelor și pacienților cu sida, hepatită sau diabet zaharat. Totodată, piercingurile în zona organelor intime vor fi interzise minorilor. Proiectul a fost pus în dezbatere publică vineri. Despre chestiile astea nu prea vorbim, dar astea sunt totuși în chestiune ale valorilor vieții. De ce mi-aș face eu trupul meu panou publicitar? Există, unii au motivații, au tot felul de motive pentru care își fac tatuaje, piercing-uri și agață tot felul de, mă rog, inele, brățări, lanțuri, mai știu eu ce. E dreptul lor să o facă, sunt stăpâni pe propriul trup, fac ce cred ei de cuvință cu el, dar, există un mare dar, știi ce faci cu trupul tău? La ce se folosește? Asta este interesant. Acum, revenind la proiectul Ministerului, sigur că aici e vorba de normele de igienă comunitară. Păi, de exemplu, oamenii ăștia care sunt, știți că multe din tatuaje se fac cu niște mașinării, cu ace, cu tuș, cu, mă rog, o cerneală specială. Și dacă omul acela, de exemplu, e suferind de HIV
sau diabet sau de-astea care se iau prin înțepare, boli din acestea, nu riscă următorul client să ia și el? Adică, dincolo de latura, să zicem, spirituală a tatuajului și al piercingului, care evident este o formă de publicitate a unor ideologii pe care omul vrea să și le exprime, rămânem și în zona igienei comunitare. Păi, cabinetele astea care fac, trebuie să respecte și ele niște norme de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, despre asta este vorba. Asta pentru a pune puțin ordine și în acest domeniu, pentru că, Doamne ferește, să zicem, vrei să te duci să-ți faci tatuaj. Bun, și te duci la un cabinet. Știți că poți să te infectezi foarte ușor cu HIV dacă te înțepi cu un ac infectat de la cineva care a avut. Nu doresc nimănui și sigur suntem în compasiune și alături de cei care suferă de această boală. Nu trebuie să-i condamnăm, nu trebuie să-i blamăm, nu trebuie să îi socotim paria societății. Cred că toți dintre noi am avut o boală la un moment dat în viață, Doamne ferește, nimeni nu-și dorește boala și e destul de greu să suferi până și o banală răceală, dar în minte să ai o boală din aceasta socotită incurabilă. Este un lucru de care nimeni nu trebuie să fie condamnat și nimănui nu-i place. Dar dincolo de asta, noi trebuie să respectăm niște norme de convițuire. Sigur, nu ne speriem de acești oameni bolnavi, nu-i condamnăm, nu îi blamăm, nu aruncăm cu roșii în ei pe stradă sau cum fac extremiștii ăștia, au tot felul de gânduri aiuritoare. Dar, în același timp, trebuie să învățăm că trebuie respectate niște norme de igienă comunitară. Ca să nu existe tocmai acest risc ca, eu știu, vreun client de la salonul astea să răspândească boala fără voia lui, doar pentru că salonul nu își sterilizează instrumentarul cu care lucrează. Și personal vă spun, eu sincer, personal vă spun că urmând, mă rog, învățăturii creștine, nu înțeleg chestiunea asta publicitară. Mă rog, unii spun că e chestie de, ca și fumatul, ca și alte lucruri, chestie de identitate personală. Eu nu înțeleg, dar sigur nu trebuie acum să băgăm cu forța ideologia creștină nimănui, pentru că putem ajunge la lucruri foarte grave, uneori și excesul de evlavie dăunează, să fim bineînțeleși, pietismul religios, nici el nu este o formă de desăvârșire. Dimpotrivă, e considerată o formă de deformare a credinței autentice. Exemplul avem de pe un clip de pe YouTube care a făcut în conjurul mediului online. Mă rog, unii m-au criticat pentru faptul că l-am băgat în seamă, dar este un bun model de a învăța ce înseamnă excesul de pietism și de uneori de pierdere cu firea, că se mai întâmplă. Hai să vedem pe mămăița noastră scumpă și dragă, care ce face la un eveniment, ieșind tulburată și, mă rog, puțin pierdută cu firea din mulțime, pupă și microfonul, domnule. Ia să vedem. Să rămână. Să trăiți. Cum ați ieșit după acolo? Doamne, că nu m-am... Am zis că murim. Și? Ați ieșit? Am dat, Dumnezeu, cu voia lui. Cu voia lui al de sus. Ne-a ajutat așa. Asta este vorba. Deci femeia era foarte obosită, foarte pierdută, nu trebuie să râdem de ea, dar vezi că la un moment dat excesul de evlavie combinată cu oboseala specifică, deci înțeleg că era, dacă a zis femeia că a ieșit foarte greu de acolo, semna că se frământase luptă, ca la români, înghesuială de asta, să ne facem loc cu coatele. Noi suntem națiune de ruibiști, de sportivi de ăștia, ne facem loc cu coatele. Era foarte obosită, foarte agitată, foarte frământată și atunci a crezut că cine știe cine o fi în fața ei și cu ce o fi, a confundat probabil microfonul cu o sfântă cruce și pac, i-a tras un pupic regulamentar. Hai să fim puțin mai atenți ce se întâmplă. Da, ne pierdem cu firea, e adevărat, cred că toți dintre noi am avut momente când am greșit, nu trebuie să condamnăm sau să o sândim public, dar e bine să fim cu luarea minte. Excesele dăunează. Și excesul de neinformare, indolența, lipsa de informare, de asemenea face multe probleme, pentru că tot am început cu alegerile, încheiem cu alegerile. Votul fiecăruia dintre noi este unul singur. Și votul meu, ca un om ce se zice că ar fi informat, valorează fix cât votul unei mămăițe, cum am văzut-o pe cea de dinainte, care nu știu cât de informată este. Avem câteva cazuri de oameni care se duc la vot neinformați. Le-am depistat și vi le arătăm și dumneavoastră într-un scurt montaj video. Să vedem. Mergeți la vot? Păi acum mă duc și votez.
Nu e o problemă. Dar a venit cineva să mă întrebe, ia mă și tu o bere și bea. Ce se votează? Ce se votează? Păi să votăm primarii. E așa sau nu e așa? Păi aici încă nu avem niciun om mai inteligent. Nu o să bată bine la scoară. Știți pentru ce se votează? Nu știu. Păi, da, înseamnă ochelare de acasă și... Și vă orientați acolo? Da, sigur că da. Am votat, dar mirațele sunt mici, foarte mici pentru noi, pentru ăștia care stăm la bir. Da, și mai zicea ceva că ei au salarii cât casa poporului. Dar asta este, deci, lipsa de informare poate genera situații, sigur, hazli, mulți le tratează în nota distracție. He, iau-te și pe ăștia. Nu e așa. Oamenii ăștia, votul lor contează cât al meu. Și ei se duc la vot. Bine, unii au spirit mai practic, mi-au plăcut mămăițile care au zis, Doamne, vedem noi acolo, ne descurcăm. Vedem noi, ne pun ochelarii și vedem despre ce e vorba. Nu merge chiar așa. Da? Adică e bine totuși să trăim și informați, mai ales noi ăștia din mediul urban, care ne pretindem că avem, pentru că observ din ce în ce mai multă lume care are acces la mediul online, vede, dar nu înțelege. E ca în vorba Mântuitorului, ochi au și nu văd. Adică văd, dar nu înțeleg despre ce e vorba. Despre asta este vorba. Ca să nu mai zicem de românul utilitarist. Da, domnule, votez, dar dă cineva vreo bere aici. Adică eu pentru ce votez până la urmă? Disponibilitatea asta de a te vinde până și pe o bere, asta e o pacoste socială și o să ne facă multe, multe, multe probleme. Dar să încheiem aici FacePress-ul de astăzi. Mâine ne revedem la FacePress cu ajutorul Dumnezeu și al colegilor din tehnic. Le-a plăcut foarte mult chestiunea asta. Păi fără tehnică n-ajungem la dumneavoastră. Asta este o colaborare aici, o sinergie. Știi? Asta este... Pe mâine. Toate cele bune, Doamne ajută!